Sfera prin care Domnul Geo Călugărul își anunță această carte. Este rodul unei muri de 20-30 de ani. Observați cât de atent și cât de frumos s-a ocupat de noi toți de aici, atunci când am făcut activități. Faceți comparație cu tam-tamul cu care unii lansează aici, vin cu 10 prieteni, laudă toți și excelenți și care nu mai e nimeni. Iar data viitoare vine altul care e la fel de bun și la fel de nemaipomenit de talentat, încât în comparație cu John Bogza, este un fel de... Stai să spun, poate că n-am greșit, nu face călătorii pe Valea Oltului, ci face călătorii în Valea Oltului. Doamna de Șoriua, că a rămas așa cu gândul undeva, că a fost de mult la Bacuilaș și eu pe Geo Bogza. Revin la domnul Geo Călugărul. N-a fost un glumă, a fost chiar o greșeală. De aceea am cer scuze și mergem mai departe. A avut o situație deosebită, că a lucrat și ca biblioteca, și la Casa de Cultura mea, Iuli. A lucrat de asemenea aici, la cenacul acesta, și ne-a cunoscut pe toți. E vorba de un sacrificiu, dacă vreți să înțelegeți. Că un om care citește cărțile celorlalți atât de multe, și mai are astea, de-abia volumul 1, volumul 2, va fi iar cu proșate, așa? Este vorba de o muncă imensă, și mai ales de a dedica viața celorlalți. De a face un lucru deosebit prin sacrificiul de sine și prin înțelegerea celorlalți. Sunt între noi câțiva care au ajuns viitori membri profesioniști ai Uniunii și care au fost, au trecut, au fost prieteni și au trecut pe lângă domnul Geo Călugărul. Măcar pentru acest lucru deosebit ar trebui să-l admirăm și cu adevărat să-l aplaudăm. La lansarea cărții am să vorbesc mai mult. Vă mulțumesc!